Actorul Florin Piersic ar fi fost operat la genunchi la Spitalul Militar din Cluj-Napoca, unde a ajuns pentru investigații după ce a acuzat stări de rău. Medicii de acolo au descoperit că are o infecție și că necesită intervenție chirurgicală. După ce aceasta a avut loc, actorul a rămas internat în secția de ortopedie până astăzi, în jurul orei 15, când a fost transferat la Institutul Inimii Nicolae Stănciuiu din Cluj-Napoca. Medicii de acolo ne-au confirmat că actorul este internat în secția de terapie intensivă și este conștient. Potrivit unor surse, se pare că infecția s-a localizat și la stimulatorul cardiac pe care actorul l-are de acum câțiva ani. Așadar, este posibil ca Florin Piersic să fie transferat în străinătate pentru o intervenție chirurgicală care să soluționeze și această problemă. În weekendul trecut, actorul trebuia să participe la un eveniment la cinematograful din Cluj-Napoca, ce-i poartă numele, însă nu a mai ajuns, probabil tot din cauza stării de sănătate. Florin Piersic are 88 de ani și este unul dintre cei mai iubiți actori din România. În 2009 a primit premiul pentru întreaga activitate la Festivalul de Film Transilvania. Urmărim starea de sănătate și vom reveni cu detalii.